Aș vrea să vorbim puțin despre zona de compliance. Care sunt cele mai mari, cele mai frecvente probleme legislative pe care le întâmpină deținătorul unui magazin online și cum le poate rezolva? Pe care le știe sau pe care nu le știe? Sau, mă rog, Amândouă. Cel mai mult am văzut că apar întrebări, cel puțin eu le văd pe Compedia, în zona de returul de produse, na, ce se întâmplă cu returul. Sunt puțin speriați când fac un magazin online, na, toată lumea se ferește de acea zonă. Clientul primește produsul și conform legii are cele 14 zile calendaristice la dispoziție să le dea înapoi. Ce mă fac? Dar e un drop de sare ca idee, adică returul ăla e foarte mic. Știu de chestia asta. La noi în țară, sub 1%, nici nu știu cât, e foarte mic. Sunt sectoare unde returul e mai mare, dar așa este și în offline. Pe fashion, returul de haine este mare pentru că nu potrivesc mărimile, sunt alte chestii acolo care intervin. Deci e normal să fie mai mare și pe online, așa cum e în offline. În offline e chiar mare ca idee. La noi în online cred că e sub 5%, dar oricum e mai mare decât generalul. Da, am mai văzut mai multe magazine online, mici cei drept, care încă nu știu să-și armonizeze partea legislativă. Deci nu se uită la aspectul legal. Le încurajez, spre exemplu, să intre pe trusted.ro, care are un set de criterii foarte bine pus la punct. Dacă îți obții marca aia de încredere, este ca și cum ai intra în legalitate perfect. Însă ajungi să te ciocnești de această problemă legislativă la primul retur de produs de la un client sau la un client care e puțin nemulțumit, care spune că vezi că fac reclamație la ANPC. Sau deci sunt momente din viața ta de magazin online când începi să realizezi că ar trebui să respecti un pic mai bine legea, știi? Nu chiar din prima. Sunt unii care intră, care poate au și un consultant lângă sau altceva, care află mai repede de lucrurile astea. Sau sunt cei care fac site-uri de comerț online cu platformele din România, custom. Și atunci acei oameni care fac în România platforme știu să le zică, vezi că termeni condiții îți trebuie, nu știu cum. Sau când pun plata online cu cardul pe site, atunci dacă nu ești legal, nici nu-ți dă contul să-l activezi. Pe zona de food, magazine online. Da, uite, am uitat să zic asta. Ce probleme de compliance există? Sunt chestii... Pentru că îmi imaginez că sunt probleme cu depozitarea, poate. Aici sunt chiar multe. Chiar multe. Mai departe. De ce crezi că nu sunt multe site-uri de food bune? Adică, și sunt, nu știu, doar Carrefour, Mega Image și ăștia mai mari, ce așa? Logistica e horror acolo, adică nu e așa jucărie. Și partea legală cam la fel. Ce se întâmplă pe offline și pe online? Ca idee, deci nu sunt chestii legale diferite. Atenție, sunt deci fix la fel. Deci dacă ai un magazin offline, adică, și vrei să ți-l transferi online o parte, eticheta de produs trebuie să fie la fel pe online. Cu ingrediente, cu valori nutriționale, cu țara de origine, apropo de food. Deci sunt aspecte legale care le îndeplinești pe offline, sunt identice și la fel pe online. Trebuie să pui un link, spre exemplu pe online, către Agenția Națională Sanitar-Veterinară, știi? Obligatoriu, conform lege, să pui asta, pe lângă linkul către ANPC. Deci toate site-urile care vând online trebuie să pună acel link către ANPC. În plus, cele care vând food trebuie să pună și către ANSSVA, sau cum se cheamă agenția aia de securitate a alimentelor și nu știu ce mai e pe acolo prin zona. Depinde de nișă. Deci food-ul este o nișă specială pe partea de legislativ. Cartea nu cred că are o chestie... Mai sunt produsele, ziarele, care sunt produs perisabil. Știi, ăsta nu-l dai înapoi. El ai desfăcut din dacă îl vinzi. Și după aia îl scoți din țiplă, gata, cam asta ar fi. Sau softul, da, care este într-un CD sau nu neapărat. Sau produsele digitale, care au alte chestii legislative. De atât că ce hostingul. Hostingul produs digital, practic, nu? Cumperi hosting, până să-l folosești, poți să returnezi într-un fel. Te-ai apucat să-l folosești, adică ai pus primul bit sau, nu știu, ai făcut contul, gata, nu mai poți să dai înapoi, ca idee. Deci sunt câteva diferențe între industrie, între nișe. Care sunt cele mai, de fapt, aprobările de bază pe care trebuie să și le ia de la instituțiile statului? Cel mai bun lucru care l-ar putea face un magazin online în acest moment este să-și facă termeni și condițiile. În general, trebuie să ai grijă la legea comerțului electronic, adică acolo trebuie să ai grijă,
La ordonanța aceea cu privire la regimul contractelor la distanță, trebuie să ai grijă la ea, că na, despre asta e vorba. La datele personale trebuie să ai iarăși grijă de ele. Este operatorii de date personale, adică trebuie să te înscrii. În măsura în care ai un singur client persoană fizică, un singur client persoană fizică pe site, trebuie să te înscrii la acel data protection plan, să-ți iei număr de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru că n-ai cum. Pentru că vei procesa date, nume, e-mail și alte chestii de genul. Atenție, CNP-ul nu e obligatoriu. Foarte mulți contabili, nu știu de ce, pentru persoane fizice cer CNP-ul. Dar nu e așa. O factură pentru persoană fizică se poate emite doar cu numele și adresa poștală a acelei persoane. Fără CNP, fără BI, fără nimic, pur și simplu. Poți să-ți iei marca, trebuie să-ți spun roșu, acolo treci efectiv. Deci dacă îți iei marca aia, n-ai niciun fel de durere de cap, pentru că treci prin verificări. De genul, ai termeni și condiții, e specific industriei tale și așa mai departe și ești super ok.